Când noi încercăm să calificăm omul vizual, cum el este îmbrăcat. Exact. Știm cine sunt acești domni. Exact. Am avut și eu o situație din asta. În Chișinău, pe Ștefan cel Mare, era un magazin de îmbrăcăminte Zenia, un brand destul de scump. Veneau frigurile și eu nu aveam palton. Și ca orice om normal, duminică dimineața, m-am trezit ciufulit, nedormit, mi-am pus niște blugi rupți pe mine, o scurtă, ce am nimerit acolo, niște Adidas, și am fugit să-mi cumpăr palton, dar știam din timp unde vreau să merg, intru în acest magazin. Nu m-am trecut pragul, nici bună ziua, nici nimic. Mi-a zis să-mi îmbarus, să-mi cer scuze, aici la noi e scump. Mi-a căzut fața, nu? De jos nu mai găseam. Eu zic că okay, poate am avut eu halucinații, poate de obicei în astfel de magazin lumea trebuie să fie antrenată, nu instruită accordingly. Eu mai fac ceva pași, zic ok, e ok, mai, mă mai uit pe aici, zic nu, asta nu ați înțeles, aici e chiar scump. Știi, adică ea continua ruta luată, eu zic ok, bine, am tot și am plecat și vitrina fiind din sticlă, dar eu ca un moldovean adevărat am parcat trotuar drept în fața magazinului. Și ea doar când a văzut mașina în care urc, a fugit din urma mașinii. Vă dați seama câtă umilință pentru fata asta. Timp în care ea, dacă era instruită corect, dacă avea o atitudine corectă și nu mă califica vizual, ea făcea o vânzare.